parte dintre traducători. Mulțumim din nou și o să rog pe domnul Tarabă să vă, să-i prezinte pe traducător și volumele. Cred că domnul Cristian este cel care s-a îngrijit de colecția, ar face mai bine. Este o echipă de la Institutul Iorga și cu care am colaborat foarte bine. Am început activitatea din 2013 și nici nu mă gândeam că va merge, adică fiecare an vom putea scoate un volum. Și eu sunt bucuros că, mă rog, mai este un traducător care mie de față este la Paris, Ovidiu Olar, dar cu care de fapt am început colaborarea și prin care am intrat în contact cu cei de la Institutul Iorga. Așadar, este o traducere a unui mare savant, a unui mare bizantinolog, făcută de niște specialiști, de aceea cred că este, are o dublă valoare, o dată intrinsecă prin ea însăși și, pe de altă parte, aveți garanția unei traduceri corecte din punct de vedere științific, pentru că nu e întotdeauna ușor să faci o astfel de traducere. Aș vrea pe domnul Cristian să facă prezentarea traducătorului și voi. Da, mulțumesc. Bună seara, în primul rând. Am să iau pentru prima dată cuvântul în seara aceasta, promit să nu fiu foarte plictisitor. Voi începe prezentând-o pe colega Maria Focuci, Wilcox. De obicei lucrează pe un secol puțin depărtat de Cartea Cruciadelor, secolul al XVI-lea, prima jumătate a secolului al XVII-lea, dar cred că din punctul de vedere a limbii engleze a fost poate cea mai în măsură să mai ne ofere o sugestie atunci când, să spunem, am avut oarecare dificultăți. În stânga mea este Marian Coman, care este, zic eu, foarte apropiat de subiect, chiar dacă și el, la rândul său, este mai familiarizat cu secolele 14-15. O parte din cercetările anterioare au privit cruciada târzie, cruciada burgundă la Dunărea de Jos. Domnul Adrian Carabă l-a amintit pe colegul Ovidiu Olar, care a fost poate cel mai chinuit dintre noi, pentru că interesele sale științifice vizează în special secolul al XVII-lea și patriarhatului Kiril Lucaris, dar s-a integrat foarte bine și acum am colaborat foarte bine cu el. Este de aminte un om pe care știi că te poți baza în momentul în care intră în acțiune, știi că merge până la capăt. În ceea ce mă privește, sunt de obicei am fost interesat în primii ani de cercetare de istoria Veneției și de politica Veneției mediterană răsăriteană. M-am intersectat în mod obligatoriu cu lucrările lui Stephen Rand Simon și a fost, să spunem așa, o plăcere, dar și o provocare. Am să revin în partea a doua. Deci a fost și o plăcere și o provocare în același timp. Deja Stephen Rand Simon este un obișnuit al colecției noastre. Este al patrulea titlu după două lucrări care mai fuseseră editate. Este după două reeditări, vorba de Căderea Constantinopolului, o lucrare de referință în domeniu, apoi Vecernile siciliene și două lucrări apărute pentru prima dată în limba română, Teocrația bizantină și iată acest al patrulea titlu, cu trei volume, Cruciadele. Preferința pentru Stephen Rand Simon a mea, pentru că trebuie să recunosc că în colecție eu l-am propus și domnul Valentin Nicolau, cu care am început această colecție, a fost de acord, pentru că Rand Simon are un plus față de ceilalți istorici și anume este, așa cum îl numesc unii savanți, este un reprezentant al istoriei povestite. E mai rar întâlnim istorici care au și această forță narrativă pe care Rand Simon a avut-o. Bineînțeles că asta i-a atras în multe situații și critici din partea colegilor pentru, să spunem așa, o mai puțină preocupare pentru metoda istorico-critică și pentru... Deși el era omul care stăpânea absolut toate instrumentele necesare unui istoric, de tip unui medievist, și anume limbile clasice și nu doar greacă și latină, ci vorbea și arabă. Era poliglot, încă de mic s-a văzut această aptitudine, mă rog, inclinația sa spre limbile străine
și știa și slavă veche bisericească, știa și bulgară, de la bulgară ajunsese prin limba rusă. Era un poliglot în adevăratul sens al cuvântului, mai rar pentru un englez. Asta este un lucru evident. Și mai mult decât atât, Ransiman este și un personaj fascinant ca om. Pentru că el, deși este numit profesor onorabil Sir Stephen Ransiman, el n-a prea predat, pentru că n-a prea avut nevoie. Ideea este că a moștenit o avere colosală de la un bunic de-al său, care era armator și care după moarte, mă rog, averea s-a împărțit și lui a revenit o sumă foarte mare și atunci el preda pe la Cambridge în momentul în care a primit această moștenire și cineva l-a sfătuit să se lase, deci să se lase de predat și pur și simplu să se dedice cercetării pentru că avea suficienți bani să facă asta, ceea ce el a și făcut. El era pe vremea aceea asistent, se pare, asistent al lui John Bagnall Berry, un mare bizantinolog, mă rog, medievist și bizantinolog britanic. Apoi, cercetarea lui a constat nu numai în studierea izvoarelor și interpretarea lor, ci transpunerea sau construirea unor istorii ale evenimentelor cercetate, dar și în călătorie. A fost un călător pasionat și fiind foarte bogat, a mers aproape în întreaga lume. Dovada este ultima sa lucrare, Un alfabet al călătorului se numește. Ultima carte a sa, nu este, să-i spunem, este de memorii și chiar se numește Memorii parțiale. A fost inclusiv în România de două ori și chiar am un text despre din această carte pe care îl voi citi, referitor la țara noastră. Ransiman a murit la o vârstă destul de înaintată și a scris foarte mult. Fapt pentru care și multe dintre lucrările sale au fost, de fapt, rezultate ale unor cursuri ținute în întreaga lume. Interesant este că a ajuns destul de târziu în Statele Unite, el ca englez a ajuns la o vârstă de aproape 50 de ani. Și acolo a ținut un curs, a ținut mai multe cursuri despre istoria bizantină. Unele dintre ele, cum este Teocrația Bizantină, este tradusă și în limba română, a fost ținut chiar în Statele Unite. Spun că este un personaj, un istoric atipic, pentru că dincolo de instrumentarul acesta pe care îl stăpânea, era și o fire foarte veselă, avea și o filosofie de viață simplă, dar era scoțian și spunea că bogăția ar trebui să fie răsplata pentru o muncă asiduă, de preferat a strămoșilor tăi, spunea el, ceea ce s-a și întâmplat. Și nu erau străine nici, să spunem așa, nici jocurile de noroc sau alte pasiuni mai puțin științifice. În schimb, îl lega o dragoste totală pentru lumea răsăriteană. Deci nu cred că există savant răsăritean care să fi iubit sau să fi fost atât de părtinitor cu lumea răsăriteană ca Stephen Ransiman. Chiar el spune despre cruciadele sale sau despre cruciade, spune că, mai ales despre Cruciada a patra, spune că este cea mai mare nenorocire a omenirii întâmplată vreodată. Mă rog, evident că nu putem face o scară a acestor nenorociri, dar ideea este că pentru el Bizanțul reprezintă o lume a elitelor, pe când occidentalii, niște barbari și, mă rog, lipsiți de educație normal, cei care au distrus efectiv cursul firesc al unei lumi civilizate. Cam asta era concepția lui despre lumea bizantină. Aceea spuneam că a scris foarte mult despre istoria Imperiului Bizantin în această cheie. Pe de altă parte, a vizitat tot spațiul acesta răsăritean și a ajuns și la noi în țară, în două rânduri. El a murit undeva prin aproape de 2000. A trăit aproape tot secolul
20 și prima lui călătorie în România este în 1934. A doua este cu ocazia Congresului de Bizantinologie de la Sofia și apoi în 71 cu ocazia Congresului de Bizantinologie din București, din România. Și era pasionat, era entuziasmat de Regina Maria României, de care îl lega o prietenie indirectă cu sora acesteia, Beatrice, cu care era prieten și la recomandarea căreia a venit în țară, în 34. Și cred că pentru cei care se ocupă de aceste mărturii ale unor călători în țările române, cred că mărturiile lui Ioan Siman sunt importante pentru secolul al XX-lea și mai ales pentru pasiunea lui pentru această regină care era englezoică, mă rog, era din țara sa și era tot scoțian, de aceea probabil și spune așa, am să citez un pasaj din capitolul despre România, spune așa: acei ani ai primului război mondial au fost o epocă a splendidelor regine. Și face o enumerare a tuturor reginelor din Europa și la un alt spune: dar nimeni din galaxie nu o putea egala pe Regina Maria. Și a jucat rolul ca un star hollywoodian de primă clasă. Ei se datorează mai mult decât altcuiva faptul că România a plecat de la conferința de pace de la Versailles cu teritoriu dublat. Așadar, era firesc să fac o vizită mai lungă în România. Aveam și alte motive, mai profesionale. România, ori mai degrabă principatele Valahia și Moldova, care sunt miezul țării, a rămas singura parte din vechea lume bizantină care nu a fost condusă direct de turci sau de către orașele comerciale italiene. Printr-o supunere convenabilă sub suzeranitatea sultanului otoman, ele și-au păstrat autonomia. Erau tot ceea ce mai rămăsese în Bizanț, așa cum numele de România o atestă. Românilor de astăzi le place să-l pronunțe și să-l scrie România, ca să arate, pretind ei, că sunt descendenți din romani. Dar cuvântul derivă, de fapt, de la Rum, numele dat de lumea islamică Bizanțului, vechiului imperiu roman de răsărit. Într-adevăr, cei mai mulți dintre prinții Valahiei și Moldovei, numiți și, după obicei, dați jos imediat din scaun de către sultan, au fost greci din Constantinopol, moștenitori postume ai Bizanțului. De aceea, continuitatea artei bizantine se poate vedea în principate, sau se putea vedea până când regimul lui Ceaușescu s-a hotărât să distrugă tot. Se putea vedea cum s-a dezvoltat arhitectura bizantină sub cârmuitori liberi să construiască biserici și palate. S-ar fi putut vedea, un pic mai devreme, dragostea bizantinilor pentru titluri, zăbovind pe la curțile mărunte ale prinților. Principatele au fost, așa cum s-a exprimat marele istoric român Nicolae Iorga, Bizans après Bizans. O vizită în România m-ar ajuta foarte mult să înțeleg Bizanțul. Până în 1934 nu am putut să-mi împlinesc dorința. După Congresul de Bizantinologie de la Sofia din septembrie, am plecat cu trenul și am trecut în România, unde am stat la legația britanică din București, la invitația călduroasă a reprezentantului britanic și a soției sale. Bucureștiul era în acel timp dornic să se considere Parisul Balcanilor. Nu era un oraș deosebit de frumos, dar era plin de magazine cu firme strălucitoare și de case elegante, iar aici și colo, biserici și mănăstiri datând din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, construite de fapt într-un stil bizantin, dar cu puternice influențe italiene. Cartierele mai sărace erau pitorești și nu atât de mizere ca în multe țări este europene. Exista în oraș o prosperă clasă de mijloc, destul de ermetică. Și exista o aristocrație plină de viață, în cea mai mare parte descendentă din greci, care, în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea și chiar mai devreme, în secolul al XVI-lea, făcuseră averă în Imperiul Otoman și care, înainte să le-o confiște sultanul, se grăbiseră să o investească în pământuri, în principate, la adăpost de puterea directă a turcilor. S-au amestecat prin căsătorie cu familiile boierești pământene, iar câteva familii locale supraviețuiseră ca importanță prin mariajul cu grecii. Multe dintre familii purtau titluri princiare, dacă vreunul din străstrămoși fusese pentru o perioadă principe al Valahiei sau al Moldovei, sub sultan sau moștenise titlul de la sultan ca urmare a serviciilor făcute stăpânirii otomane sau patriarhiei ortodoxe. Cu câteva generații în urmă, toți vorbiseră grecește între ei,
Acum toți vorbeau franțuzește, folosind limba română doar dacă erau nevoiți să discute cu cei din clasele inferioare. Bogăția lor provenea în principal din vastele moșii, unde țăranii aveau foarte puține drepturi. Dar ei nu erau niște moșieri samavolnici, iar țara era bogată din punct de vedere agricol. Viața țăranilor era simplă și lipsită de facilități, dar exista întotdeauna suficientă mâncare, spune Rasiman, prezentând România. Merită citit mai mult, mai ales legat de viața privată a celor din București. Cu siguranță textul este o provocare pentru istorici care s-ar putea să nu fie de acord și nu este foarte, e foarte bine. Acesta este Rasiman, un istoric care provoacă, dar care are convingerea că menirea istoricului este să expună evenimentele și mai puțin să le interpreteze. Închei aici cuvântul meu cam lung și îi las pe colegi să vorbească despre cartea. Despre cartea. Colegii se uită la mine și am să încerc eu să spar gheața, pentru că domnul Adrian Caraba a început cu o amintire legată de Stephen Rasiman și România. Am să adaug și eu una, tot din 1934, atunci când printre românii din protipendată pe care Stephen Rasiman i-a trăit, a figurat și Marta Bibescu. Și Marta Bibescu povestește în memoriile ei că a sesizat că Stephen Rasiman purta doliu la cravată și a îndrăznit să-l întrebe, văzând că e un om totuși foarte deschis, tot pe cine din familia a pierdut, la care el a privit-o foarte rău și a spus: doamnă, dar într-o zi, în ziua de astăzi, acum 400 de ani, a căzut Constantinopol. Deci era foarte, episodul arată cât de legat era istoricul și omul Stephen Rasiman de subiectele pe care le trata și pe care dorea să le analizeze. Și această amintire face destul de bine legătura cu cartea despre care voi încerca să vorbesc, fără să povestesc prea multe despre ea. Sper că veți avea plăcerea, dacă n-ați făcut-o deja, să parcurgeți cele trei volume, merită. Este o lectură pasionantă și un exercițiu pentru orice istoric sau doctorant sau student, pentru că ne arată una dintre căile pe care se poate merge în cercetare. Spuneam că face legătura cu acest lucru pentru că această carte este rezultatul a ani de acumulări și de pasiune. A investit foarte mult în acest subiect. Se vede că a încercat să fie cât mai puțin un judecător și a încercat, nu lipsește judecățile de valoare, dar a încercat totuși să-i înțeleagă pe oamenii despre care a vorbit. Și asta face ca lectura să aibă încă multă savoare și să avem încă multe lucruri de aflat, pentru că, zic eu, este una dintre ultimele tentative de sinteză făcute de un singur autor. Chiar el o spune în prefața la volumul 1, în momentul în care se apucase să redacteze, a păruse în America o inițiativă care dorea o mare sinteză a istoriei cruciadelor. A apărut, dacă nu mă înșel, într-o serie ce a avut inițial 5 volume, cred că au apărut ulterior și un al 6-lea. Și Rasiman spune foarte frumos: sunt convins că o adunare de savanți are mult mai multe de spus decât un singur om, dar niciodată o adunare de savanți nu va putea să dea unui subiect forța epică și trăirea pe care, emoția pe care un istoric este dator să o transmită cititorilor. Dacă e să folosesc o vorbă de duh, aș spune că, citind și vorbind despre cartea lui Rasiman, îmi vine în minte o vorbă de-a lui Frank Herbert, în Dune, mi se pare, spune: din vârful muntelui nu vezi muntele. Și cam așa este și cu cartea lui Stephen Rasiman, pentru că, odată ajuns la capătul ei, avem o anumită perspectivă asupra istoriei cruciadelor, dar este o perspectivă care ne poate înșela. Perspectiva nu ne spune nimic despre urcușul pe care l-am avut de îndurat, mai ales că în cazul de față urcușul aparține mai mult autorului. Nu ne spune prea mult despre capcanele surselor, varietatea surselor, modul în care trebuie să ne apropiem de ele, să punem întrebări, în ce măsură putem primi răspunsurile pe care le dorim de la aceste surse. Cum spuneam, este o istorie care trebuie judecată la momentul în care a fost scrisă. Ar fi nu numai o dovadă de pedanterie, dar ar fi incorrect, după părerea mea, ca
ca istorici, să ne apucăm să-i dăm lecții lui Ransimon, să-i spunem că a avut o interpretare foarte superficială la un anumit text sau că nu a înțeles, știu eu, ambivalența unui anumit document miste cancelarea legatului Ierusalimului sau că a suprainterpretat, știu eu, o cruceadă a patra sau cucerirea Ierusalimului. Trebuie integrată în acest context și din acest punct de vedere cred că a fost o lucrare care a încheiat o serie, un lung secol XIX în istoriografie, o perioadă de o erudiție uluitoare, strivitoare astăzi, când suntem cu toții grăbiți să publicăm, suntem constrânși să publicăm, să facem puncte, să publicăm în revistă de impact, să avem tot felul de alte realizări. Oameni ca Steven Ransimon s-ar uita la noi foarte, foarte lung și cred că ar zâmbi spunând că acești copii ori nu sunt foarte zdraveni la minte, ori fac cu totul altceva decât am făcut noi. Deci, din acest punct de vedere, cred că e o lucrare care merită și este un monument istoriografic. Din acest motiv am spus la prima intervenție că a fost o plăcere, a fost o mare plăcere să citesc o carte scrisă de un savant de o erudiție extraordinară, dar și o provocare. Este o provocare pentru că e totdeauna dificil să traduci în mai mulți o carte scrisă de un singur autor. Apar inevitabil, poate, diferențe de înțelegere a unui termen sau, știu eu, fraza poate să sună de la un traducător la altul puțin altfel. Ne-am străduit, însă nu știu dacă am și reușit, este, să spunem, treaba dumneavoastră să stabiliți dacă am reușit să păstrăm ceva din acea unicitate a stilului lui Steven Ransimon. De asemenea, a fost foarte dificil pentru că fiecare dintre noi am avut anumite îndoieli, apar o multitudine de nume, nu numai nume de orașe sau de localități, dar apar diverse personaje, unele foarte cunoscute, precum conducătorii primei cruciade, alții mici nobili sau mici personaje care au însoțit cruciada și întotdeauna ne-am întrebat cum este mai bine să transpunem aceste nume în limba română. În cartea lui Ransimon, cam toate numele sunt anglicizate. Dar pentru că, pe de o parte, majoritatea cruciaților au fost de origine franceză, a trebuit să operăm aici o primă, să spunem, distorsiune, poate nu-i cuvântul potrivit, dar o primă intervenție și să dăm numele cât mai apropiate cu cele pe care le-au purtat personajele în cauză. Și din toate aceste puncte de vedere, am dorit și ne-am temut și am încercat să nu denaturăm textul pe care l-am avut de tradus. Repet, sper că am reușit în final să intervenim cât mai puțin în opera savantului britanic. Nu pot decât să felicit editura Nemira pentru această inițiativă, să-i mulțumesc domnului Adrian Carabă că a avut încredere în noi și repet, sper că veți avea parte de o lectură cât mai plăcută. Acum, de la bun început, când m-am întâlnit cu Ovidiu, când el s-a arătat dispus și mi-a spus despre cine va fi vorba de echipă, am fost foarte liniștit, pentru că o astfel de carte, în general, mai ales, exact cum a prezentat domnul Cristian, plină de nume, de locuri. Să știți, cele mai multe locuri, cred că, dacă nu chiar pe toate, Ransimon le-a vizitat. Pentru cruciada aceasta, el s-a și sfătuit cu un general britanic, Archibald Wavell, parcă așa se numea, care i-a explicat anumite chestiuni de tactică militară, apoi asta se întâmpla undeva în anii 30, apoi a mers și a studiat la fața locului, terenul. Ceea ce, în general, un istoric face mai puțin asta, adică va merge la izvoare, va căuta mai mult în direcția aceasta a izvoarelor decât să se familiarizeze cu terenul. E un lucru, zic eu, greșit astăzi, pentru că, iată, o astfel de lucrare greu se poate scrie astăzi, fără să înțelegi care este geografia unui loc. Mi-aduc aminte bătălia de la râul Iarmuc, care e de câteva sute de ani înainte de prima cruciadă, e vorba de 636, acolo, dacă nu înțelegi exact cum arată locul, nu înțelegi deloc
cum au reușit, cum a reușit o armată de, nu știu, 20.000 de arabi musulmani să bată o armată presupus de 80.000 de bizantini. Și Ransim Han era interesat și de aceste aspecte ale geografiei locului. Așadar, n-am avut de la bun început, am fost liniștit și m-am bucurat că ați acceptat să traduceți această carte. Nu e ușor, este o muncă de echipă și s-a dovedit o muncă foarte, foarte bună. Aceste două cuvinte, într-adevăr, eu am fost așa ca specializarea actuală, cea mai departe de perioada crucialelor. Eu nu l-am citit pe Ransim decât foarte puțin în studenție, așa că citindu-l acum cu experiența, cu ochiul de, mă rog, să-i iertați lipsa de modestie, cu un ochi de profesionist, am putut să apreciez cumva, într-adevăr, amplitudinea acestui efort al Ransim. Citindu-l cu creionul în mână, văzându-i pasiunea cu care a scris această carte, într-adevăr, am avut așa și o mică epifania proprii noastre, mă rog, limitări ca istorici din România, în fine. Ce mi-a plăcut așa pe mine, ce m-a impresionat ca, în fine, persoană care nu se ocupă sau nu se preocupă de istoria militară foarte mult, de istoria politică așa în mod direct. Mi-a plăcut faptul că Ransim descrie bătăliile, evenimentele, ca și cum el ar fi fost acolo. Este foarte prezent în descrierea acțiunilor. Este foarte mult sânge, totul este foarte vizual. După aceea ce mai discutam și cu colegii din ce, este evident că le are simpatii printre personajele istorice. Chiar dacă lui nu-i plac latinii, dar se pildă Boemund, pe Boemund mereu îl laudă că a fost un conducător adevărat și un bărbat. Pentru faptul că era frumos, un blond, un alt, era iubit de femei, dar a avut și calități de conducător și diplomat și a înțeles ce înseamnă. El asta reproșează latinilor, că foarte puțini înțelegeau ce înseamnă Orientul. Și că de aceea, de fapt, ei au și pierdut. Că nu s-au integrat până la urmă destul de bine în acel Orient, unde arabii și bizantinii și după aceea selgiucizii, de fapt, își disputau peninsula arabică, ce ai spune noi astăzi, peninsula Arabiei. Așadar, este Bohemund pe care Ransim îl place. De asemenea, sunt pasajele pe care noi le considerăm puțin, astăzi noi nu le-am mai scrie așa, în care psihologizează și popoarele, da, bizantinii care erau rafinați și buni diplomați și acești barbari care nu se spălau și care nu înțelegeau gestul de cortoazie elementare și așa mai departe. Cu arabii este la fel, este foarte indulgent și Saladin este de asemenea, vedem că simpatizează. Saladin este unul dintre personajele lui favorite, da. Este evident. Curt, nu e arab? Da, este curt, dar așa cu discuții nu sunt englezi, da, în fine. Da, exact. Dar este aproape un roman, cartea. Uneori acțiunea se petrece într-o spirală, pentru că fiind multe evenimente simultane, el revine, se întoarce la eveniment pe care l-a descris cu 20-30 de pagini înainte. Este un dute-vino și în text, pentru că altfel nu poate construi narațiunea. Dar este un roman cu personaje vii, un roman cu acțiune, cu, v-am spus, cu culoare, cu miros, cu sunete, cu cai, cu retrageri, cu cu aventuri. La un moment dat apar și femeile mult mai mult, soțiile latinilor, exact, care în fine, se implică acolo în tot felul de lucrături dinastice. Și eu mă bucur că există o traducere românească și că sper că noi, nefiind traducători de profesie, am reușit să facem, cum se spune în engleză, să-i facem acestui text să
să fim pe măsura lui, la nivel, să ne ridicăm la nivelul lui. Mulțumesc. Salam. Cruciada este un cuvânt murdar. Acestea sunt cuvintele cu care Ran Simon încheie o prelegere din 1982 despre cea de-a patra cruciadă și cred că rezumă foarte bine toată viziunea istorică pe care Stephen Ran Simon o are despre această istorie a cruciadelor și ascultindu-i pe colegii mei și uitându-mă și la cărțile din spate, nu mi-am dat seama de situația oarecum ironică în care ne găsim în seara aceasta, pentru că ne aflăm printre cărți bizantine, nu, aici sunt niște superbe albume de artă bizantină, într-o librărie bizantină, lansând o colecție dintr-o carte bizantină, doar că nu este o carte despre Bizanț, este o carte despre asasinii Bizanțului. Până la urmă, asta sunt cruciații. Cruciații sunt unii dintre cei care au asasinat Bizanțul. Și cei mai important e că de la bun început au fost percepuți ca atare de bizantin. E un foarte interesant poem bizantin scris în cea de-a doua cruciadă pe la 1150, un poem anonim, care vorbește despre armata cruciată condusă de Conrad. Conrad, împăratul Germaniei, și despre care bizantinul spune e precum o vulpe în care nu poți să ai încredere, e precum un lup deghizat în blană de oaie, e precum o fiară sălbatică. Iar cruciații sunt încă sunt fiare sălbatice, sunt niște șerpi veninoși veniți din tărâmul de apus, din tărâmul întunecat și, în sfârșit, comparația mea preferată, sunt precum niște porci gadareni cărora le place să bălucească noroi. Și aici referința e una biblică, la episodul evanghelic în care Iisus exorcizează o legiune de demoni dintr-un om, alungându-i în această turmă de porci. Deci aceasta este perspectiva bizantină asupra cruciaților și ne putem întreba până la urmă de ce amestecăm în această lume, o lume angelică, lumea bizantină, această turmă de porci și până la urmă de ce vorbim despre ce caută acest portret al asasinilor într-o foarte frumoasă galerie cu tablouri de familie. Nu, și cum probabil ați ghicit, prima parte a răspunsului este că pictorul este un bizantin. Stephen Ran Simon, portretistul, este nu doar bizantinist, ci este bizantin până în modul oaselor. Și el, aș îndrăzni să spun că aproape că împărtășește întru totul perspectiva asupra cruciaților pe care o avea și autorul de la 1150. El îi consideră, așa cum spunea și Maria, pe cruciați niște barbari ignoranți, niște neciopliți, care vor da o lovitură după care Bizanțul nu-și va mai răni niciodată. Și o să vă citesc doar vreo două pasaje din Ran Simon ca să vedeți cam cum privește la aceste două lumi, lumea bizantină și lumea latină. De pildă, primul contact, în momentul în care cavalerii occidentali ajung la Constantinopol. Ran Simon spune: cavalerii needucați din apus erau inevitabil impresionați de splendoarea palatului, de ceremonialul rafinat și bine pus la punct, de manierele discrete și elegante ale curtenilor, dar respingeau toate aceste lucruri, iar mândria lor rănită îi făcea să se poarte necuvincios și obraznic, precum niște copii prost crescuți. Sau un al doilea pasaj în care Ran Simon încearcă să explice eșecul celei de-a doua cruciade și spune: principala responsabilitate pentru dezastrele care s-au obătut asupra cruciaților în Anatolia revine propriilor lor gesturi prostești. Într-adevăr, împăratul bizantin ar fi putut face mai multe pentru a-i ajuta, dar doar asumându-și un risc mai mare pentru Imperiu. Însă adevărata problemă era una mai profundă. Era oare în interesul creștinătății ca din când în când să aibă loc expediții de vitejie în Orient, condusă de un amestec de idealiști lipsiți de înțelepciune și de aventurieri lipsiți de scrupule, pentru a ajuta un stat nedorit și a cărui existență depindea de lipsa de unitate a musulmanilor? Iar sfârșitul capitolului despre Cruciada a patra, care într-adevăr este cel mai tulburător și se simte durerea lui Ran Simon când l-a scris. Între timp, a fost semănată ura între creștinătatea de răsărit și cea de apus. Speranțele amicale ale papei, Inocențiu al III-lea, și laudele înfumurate ale cruciaților, cum că ar fi pus capăt schismei și ar fi unit biserica, nu s-au concretizat niciodată. În schimb, barbaria lor a lăsat amintiri de neiertat. Ulterior, potentații creștini răsăriteni
au preconizat unirea cu Roma, pe fondul speranței că această unire ar duce la crearea unui front unit împotriva turcilor. Dar poporul nu i-a urmat. Nu putea să uită cu ceada patră. Era probabil inevitabil ca Biserica Romei și Marele Biserici ale Răsăritului să se îndepărteze una de cealaltă. Întreaga mișcare cruciată le-a înveninat însă relațiile și de acum înainte, indiferent ce au încercat să obțină câțiva principi, în inimile creștinilor din Răsărit, schisma era totală, iremediabilă și definitivă. Nu știu, vedeți din aceste pasaje puțin și stilul lui Ioan Simon despre care s-a tot vorbit și care e șocant pentru un istoric de astăzi. Șocant prin dubla lui calitate, pe de o parte de subiectivism asumat, Ioan Simon nu ascunde niciun moment pasiunea lui pentru Bizanț. Și, dar în același timp, oarecum surprinzător pentru noi, nu vede în asta un impediment în încercarea de a se apropia de adevărul istoric. Și maniera prin care încearcă el să ajungă la adevăr este această povestire. Nu? Și forța narațiunii pe care au subliniat-o și domnul Carabă, și Ovidiu și Maria, reiese din fiecare rând. Dar cred că e ceva mai mult aici. Nu e vorba doar de felul în care Ransim îmi spune o poveste, ci e vorba și despre ce poveste alege să spună. Pentru că e o poveste cu târg. Și această istorie a cruciadelor e o poveste cu un târg, aș îndrăzni să spun metafizic. Și cheia, cred că este în încheiere. Și o să vă citesc acum ultimul paragraf. Triumful cruciadei a fost triumful credinței. Dar credința lipsită de înțelepciune este un lucru periculos. Prin legile implacabile ale istoriei, întreaga lume plătește pentru crimele și nebuniile fiecăruia dintre locuitorii ei. În lunga istorie a interacțiunii și contopirii dintre Orient și Occident, în care civilizația noastră a crescut, cruciadele au fost un episod tragic și distructiv. Atunci când, peste secole, istoricul privește înapoi la povestea lor de vitejie, își vede admirația întunecată de amărăciune. Cruciadele stau mărturie pentru limitele naturii umane. Atât de mult curaj și atât de puțină cinste. Atât de multă credință și atât de puțină înțelegere. Idealurile înalte au fost pătate de cruzime și lăcomie, cutezanța și suferința au fost umbrite de o încredere în sine oarbă și mărginită. Războiul sfânt în sine nu a fost nimic mai mult decât o îndelungată faptă de intoleranță în numele Domnului, ceea ce este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Și vedeți aici, practic, sunt cele două chei de lectură ale cărții. Pe de-o parte, cartea, istoria cruciadelor, poate fi citită dintr-o perspectivă moral creștină. Și e un subiect asupra căruia trebuie să medităm, acela că sunt anumite situații în care ardoarea credinței, în loc să ne apropie de Dumnezeu, mai degrabă ne îndepărtează de El. Și asta pentru că ardoarea credinței nu e dublată de efortul de a înțelege, de căutarea, de a înțelege lumea, de a înțelege pe ceilalți și de a înțelege pe noi înșine. Și așa ajungem și la a doua cheie de lectură, care este epistemologică. Istoria cruciadelor este o poveste despre ignoranță și cunoaștere. Și despre eșecul latinilor, eșecul cruciaților de a păși pe acest drum al cunoașterii care prinde obstacole. Și e vorba de a-i cunoaște pe ceilalți. Cruciații, când pleacă în această extraordinară aventură, au o imagine foarte clară despre lume, care este una binară, o imagine dihotomică. Noi și ei, creștinii și dușmani. Primul șoc când ajung în Orient este că ei nu sunt câtuși de puțin un bloc compact. Descoperă uimiți că musulmanii sunt extrem de fărămițați, sunt feluite tipuri de musulmani. Nici măcar nu apucă să dea prima luptă când se deschid negocierile diplomatice cu Egiptul Fatimid. Turcii selgiucii sunt una, Egiptul Fatimid este alta, fără să mai vorbim că în fiecare dintre acestea există nenumărate facțiuni. Și primul șoc pe care l-au cruciați este să descopere că această imagine a dușmanului, care în mintea lor era una unitară, e de fapt pulverizată. Șocul și mai mare nu este că ei nu sunt ei, ci că noi nu suntem noi. Și asta nu doar atunci când descoperă creștinătatea creștinătăților răsăritene, la care nu s-așteptau, pentru că nu e vorba doar de bizantini, de ortodoxi, e vorba de armeni, de georgieni, de monofiziți, de copți și nestorieni. E o lume întreagă a creștinătății orientale pe care ei acum o descoperă. Și încă și mai mult, descoperă că nici măcar ei occidentalii nu sunt occidentali. Și până la urmă e oarecum din nou paradox, sau un paradox al istoriei, faptul că cruciadele, care inițial
trebuiau să unească Occidentul, sfârșesc prin a fărămița, ca și universitățile. Nu? Acestea au fost cele două mari întreprinderi ale lumii creștine occidentale care trebuiau să aducă la oaltă pe toți. Ori ce se întâmplă când toți ajung unii lângă ceilalți? Descoperă că, da, bun, sigur că sunt creștini, dar unii descoperă că sunt francezi, alții descoperă că sunt englezi, alții descoperă că sunt germani, nu, alții descoperă că sunt occitani. Și exemplul cel mai bun e cea de-a treia cruciadă, când avem trei armate care n-au niciun contact una cu cealaltă. Armata germană, armata lui Richard din Mădeleu și armata franceză, a lui Filip al II-lea. Și această pulverizare a noțiunilor de noi și ei este până la urmă ceea ce duce la eșecul cruciadelor, pentru că acesta cred că e tâlcul poveștii lui Ransimon. Așa că recomandarea mea ar fi, citiți această carte dacă n-ați citit-o, pentru că nu e doar un roman foarte bine scris, nu e doar o poveste de aventură, așa cum mi s-a spus, ci este o poveste de aventuri cu tâlc. Greu găsim un roman de aventuri și un roman metafizic închis între două coperți, așa că merită să îl răsfuiți și apoi să dedicați puțin timp aceste cărți. Mulțumesc! Da, deci noi e un roman pe care știm sfârșitul. Nu trebuie să ajungem la ultima filă, dar să știm cum se termină. Deci aici chiar aventura în sine, povestea în sine este cea care îți oferă recompensa descoperirii, a înțelegerii. Da, și pe mine asta m-a frapat, că de fapt latinii care au rămas în Orient și au creat acele regate și ei s-au integrat în acel mozaic și al religios și diplomatic, în timp ce cei care veneau și cereau ajutoare și cei care foarte rar veneau din Europa erau cei care nu înțelegeau. Deci ei se rupseseră de fapt de Europa din care veniseră. Există și o formulă peorativă folosită de sursele occidentale la adresa celor născuți din Țara Sfântă, chiar dacă erau latin. În franceza veche este poulain. Mânjii sau oarecum sunt ca noi, dar de fapt sunt ca niște copii nedezvoltați. Și într-adevăr este foarte adevărat. E această ruptură care se sesizează. Fouché de Chartres spune la rândul său, cei care, oarecum autocritic, cei care ne-am stabilit aici, ne-am pierdut obiceiurile, ne-am pierdut vigoarea occidentală, am devenit orientali, am adoptat portul lor, am adoptat obiceiurile lor, am adoptat modul lor de a vorbi, de a locui. Clădirile noastre seamănă cu clădirile lor. Este într-adevăr fascinant. E o poveste în care vezi care poate fi citit, așa cum s-a spus, din mai multe unghiuri și în care cred că sunt chiar mai multe tâlcuri. Mm-hmm. Ce e ciudat este că, până la urmă, cruciații și orientalii conviețuiesc, fără însă a se face un efort de a îl înțelege pe celălalt. Te obișnuiești, te acomodezi cu el, îi preiei, aspecte ale vieții cotidiene. Dar capitolul din Ransimon despre artă, de pildă, e foarte scurt, pentru că nu e cine știe ce de povestit. Nu, cruciații, de pildă, nu fac niciun efort să traducă Coranul. Nicăieri în Orientul Latin, vreme de cât a existat Orientul Latin, regatul Ierusalimului aproape de 100 de ani și apoi rămășițele încă 100 de ani, nimeni nu se gândește, haide să încercăm să aflăm mai multe despre ceilalți. Dar să vedem că e o preocupare foarte modernă. Nu, prima traducere a Coranului pleacă de la abația de Cluny, adică din centrul creștinătății. Nu? Acolo abatele spune, hai totuși să aflăm cei cu musulmani ăștia. Dar cei care au plecat acolo erau, așa cum ne spune Ransimon, au avut și ei, desigur, și clerici, și învățați printre ei, dar... Dar nu fac efortul acesta, de a-i cunoaște pe musulmani. Și nici reciproc. Pentru că sunt atât de prinși asupra lor înșiși. Și n-aș face un loc acolo. De fapt, noi nu mai înțelegem de ce au mai rămas acolo, în fine. Știu că există, bine, nu în latină, dar cred că undeva în secolul al X-lea, deja în greacă exista o versiune a Coranului, pentru că este citată, dacă nu mă înșel, de Nikita Bizantinu, încât cât de fidelă va fi fost textului original, original nu știm, dar, mă rog, există, să spunem așa, pentru prima dată în lumea bizantină, o astfel de citări din Coran direct. Acum, latinii nu prea au învățat grecește și bizantinii nici nu s-au
chinuit de pe aceleași, pornind de la aceleași prejudecăți față de latini, să le învețe limba, să învețe latina. Adică primul demnitar bizantin care învață latinește pentru a înțelege mai bine pe latin este Demetrius Chidonis. Asta se întâmplă în secolul al XIV-lea, la mijlocul secolului al XIV-lea, la 1350-52, încât dorința de a, sau vă rog, indiferența față de celălalt este reciprocă. Acum aș fi foarte curios, nu sunt specialist în Orientul creștin, să știu dacă arabii musulmani știau foarte multe despre creștinism, despre teologie. Există dialoguri mai multe, într-adevăr, dar traducerile, dacă vor fi fost făcute în limba arabă ale Bibliei, spre exemplu, aceste traduceri vor fi fost făcute de creștini și nu de musulmani. Deci, și pentru uzul personal al creștinilor arabizați deja. Care ia amintire Stephen de la Simon și care e într-adevăr o rară avis, pentru că e un nobil care învață limba arabă și care îl farmecă pe Saladin într-atât cu cunoștințele sale de literatură arabă și chiar de religie musulmană, încât îi acordă un termen de grație ca să-și predea castelul, ceea ce respectivul nu face, se întoarce la un castel, întărește fortăreața și, până la urmă, este iertat de Saladin. E adevărat ceea ce spune Marian Coman, cred că are dreptate. O excepție ar fi, de la regulă, de la această necunoaștere, ar fi, s-a vorbit aici despre istorie militară, cred că la nivelul războiului latinii prind cel mai bine ce se întâmplă cu musulmanii și invers, pentru că îmi vin în minte niște pasaje dintr-o cronică a unui istoric musulman, Ibn al-Athir, care povestește cum, înainte de o înfruntare între Tancred de Antiohia și Joslean de Courtenay, care luptau pentru o chestiune cu totul minoră, fiecare avea aliați musulmani, și cei doi se întâlnesc, Tancred cu Joslean, și cronicarul arab spune, acesta este obiceiul frâncilor, chiar dacă se urăsc, se duc și se, înainte de luptă, se duc și vorbesc între ei, se salută și pe urmă se întorc și se luptă cu ferocitate până la sfârșit. Frumos este că acest episod are niște asemănări de care vă veți da singur seama, pentru că lupta se termină, nici Tancred nu biruie pe Joslean, nici Joslean pe Tancred. Joslean se întoarce la castelul său și nu poate intra pentru că mama sa îi spune ai venit de unul singur, înseamnă că ai pierdut bătălia, ești o rușine pentru mine, te rog să te întorci de unde ai venit. El își dă cuvântul că a luptat cu onoare și că n-a fugit de pe câmpul de luptă și atunci mama lui Joslean de Courtenay se duce în tabăra lui Tancred de Antiohia și cere să depună mărturie că fiul ei nu a fugit ca un laș, ca un fricos și că a rămas până la sfârșitul luptei. Și Tancred, cu toți nobilii săi, îi spune, da, doamnă, fiți sigură, fiul dumneavoastră a luptat vitejește, a rupt trei lănci împotriva mea și eu împotriva lui, niciunul n-a reușit să-l biruie pe celălalt, s-a comportat cu totul cavalerește. Este fascinant că acest episod, pe care l-am putea crede decupat dintr-un chanson de gest, apare într-un cronicar arab, nu știm ce surse a folosit, dar cei care exegeții acestui cronicar sunt toți de acord că informația pe care o dă este de bună calitate și nu cred că este o creație personală, adică nu este un episod imaginat de Ibn al-Athir, este o preluare poate dintr-o cronică occidentală sau dintr-o tradiție orală din Țara Sfântă. Mulțumesc și dacă am lungit prea mult vorba, mi s-a părut însă că e frumos să încheiem cu o pată de culoare, așa cum cartea lui Ran Simon este o plină de asemenea episoade foarte, foarte frumoase. Vă mulțumesc și eu foarte mult și sper pentru o colaborare viitoare. Bună seara! Să se mai cășeroasă. Da? Da. A fost în colecție.